Jetzt haben wir nicht. Wir sind alle gewesen. Wir sind ein Pick. Wir sind hier. Fai. Wir sind 7. Und undeva și 20, parcă. Oh, e minus 14 grade astăzi, dar arată că se simte ca minus 20. E cam alea că rece. Da, e foarte fain. Nu o să stau prea mult azi. Se simte foarte bine frigo. Oh, îmi dau și o lacrimi de vacă. Dar e foarte fain. Da, nu prea am mai ieșit ultima vreme. Am cam lenevit un pic. Și am zis, hai că azi se arată numai bine și fain. Și se ies o leacă. Deja am cam înghețat la mână. Ia, mi-a ales și camera. Mi-arată ține rece. Și, da, nu prea pot să le încălzesc. Dar, oricum azi n-am de gând să stau tare mult. Aici fără să vedă. Mă ajuns alea că cam târziu, că tot iar mă gândeam să ies, să nu ies. Am intrat cam prea mult în lene. Dar m-am gândit așa în ultimul moment. Haide, nu sta, ieși din zona de confort, că nu-i de joacă. Da, am început cam să mă încălzesc și aici e bun. Ia ce fain se vede. Trebuia să ajung eu la că mai repede, dar aia e acum. Da, se cunoaște bine că e frigaz, că deja începe urechile să mă doare. Și iar îi dau comeța ala, dar momentan nu, e destul de bine. Aloc acela cu mine, că n-am ce face. E mult mai rău la urechi decât la mâini. Da, aia ce să-i faci? Asta mi-e slăbiciunea momentană. Oricum am mai crescut față de anii trecuți. La ureche am crescut destul de bine și la mâini. Dar da, aici e mai greu. Nu prea știu cum să le încălzesc. E atât de frig încât îmi dau lacrimile. Da, cred că e până la urmă minus 20. Dar e foarte fain. Chiar se vede. A răsărit-o destul de bine. Spuneaș că am lenevit, am cam obosit. Da. Aici este o fântână. Bem o leg de apă. Nici nu știu dacă mai funcționează fântâna asta. Da. Aici nu prea am așa, cine știe ce plan de mers. Stau numai așa o leacă. Că nu prea am ce face. Da, uite aici. Fântâna. Probabil nici nu mai funcționează. Nici n-am de gând să mă duc să văd că... e rece. Abia țin camera în mână. Mă rog, ce-aș fac tare la mâine în camera. Că, na, e metal. Una asta. Da. Deci chiar acum la ora 7 se arată minus 14 grade. Dar și se simte ca minus 20. După aia începe să se încălzească. Și de acum se arată cam cu plus gradele. Dar merge și așa. Nu știu, trebuie să mai văd când mai merg. Cred că am să mă întorc înapoi la Pârslop. Să încerc alături aia. Încerca să-mi iau echipament, dar văd nenea că nu mai există în stoc. Asta ceea ce vreau eu. Altele poate mai este, nu știu, da? Am să mă descurc și fără. Mai vorbi cu alte persoane și a zis că merge și fără câteodată. Deci nu-i problemă. Poate mă scufund iară. Dar o iau o leacă mai ușor. Și am să reușesc mai departe. Deci soarele și mai sus acum. Mai merg o leacă. Am să mă întorc,
Aici oricum nu prea ai ce vedea. Este un râu mai încolo, dar aia e neimportant. Oh, deja mă dor urechile cam tare. Mai țin o leacă așa. Am să spun că nu-i bun. Chiar foarte rece. Plâng. Oh. Și am ajuns pe un pedel aici. Mi-am pus că ce loc nu mai puteam deja. Fa, era prea tare, nici n-am mai simțit urechile. Da, deci nu știu dacă se vede ceva. E ceață fiind colo, destul de fain. Am să mă întorc de acum, deja încă am ajunge. Da, se cunoaște că nu prea am ieșit și eu s-o cam dus antrenamentul o mică parte. E fain. N-am luat mănuși de data asta, așa că îngheț mult mai repede cu camera în mână. Da, ce se face? Hai. Da, să mă întorc de acum. Da, data asta nu stau mult, că chiar nici nu prea ce face și ce pot zic? Ai cât de cât frig. E mai rău că mă răcesc la mâini din cauza la cameră. Și nu prea pot să le încălzesc așa repede la cât de repede mă răcesc. Dar restul merge. Mai pot duce o leacă. Cumva m-am încălzit. Mai am ceva timp până ce ajung. Măcar mi-e mai bine acum la ureche. Hai, ce bine mi-e. Era prea tare. Da. Da, deci clipul ăsta o să fie ăla mai scurt. Că nu prea știu ce face și... Da, e destul. Destul de rece de data asta. Încep să mă prindă. Îngheța foarte tare la mâine. Nu știu cum să-l încălzesc. Trebuia să iau o geantă, ceva, să pun camera. Să mă fie mult mai bine. Da, momentar merge. Așa că băgați câte un subscribe acolo. Să mai crească canalul ăsta un pic. Și evident pe nu mai merg. Dar cred că mă duc chiar la Pârslop. Așa evident. Cum mă rezistă. Se arată fain și pe acolo. Zăpadă mare. Măcar acum. Ce am înghețat la mână. Băi, destul de rece, n-am ce zice. Degetele mă omoară. Pentru că țin mâna pe obiectiv și e rece de metal. Se răcește foarte repede. Da, deci dau lacrimile de... La cât de frigă e. Foarte fain pe afară. Chiar mai trebuie de ieșit de dimineața. Trezesc foarte bine. Da, deci mai am o leacă și ajung să mă îmbrac direct. Că nu mai pot. La mâini e gata. Nici nu mai sunt degetele. Mi-a înghețat și gura aproape și fața atât. Ce e foarte fain. Chiar și cunoști că s-a înghețat. Așa că băgați câte un subscribe. A fost foarte fain azi. Uite, la soare mă cam încălzesc. La corp, dar la mâine. Nu vreau nicio șansă.
Da, mi-a înghețat cu totul mâinile, mai mult degetele. Așa că cam atât a fost cu clipul pe astăzi. Dar la crămul din ce în ce mai mult. Și vedem unii merg data viitoare. Cel mai probabil mă întorc înapoi. Nu mă las, trebuie să fac trezeaua la o leac mai mult, că e prea puțin. Hai la o leac mai încet. Ai vedea ce face? Așa că pa, pa, data viitoare.